salut pe toți în numele Domnului nostru Isus Hristos. Mă bucur în sfârșit să ajung la Emanuel după lupte seculare. Cred că cu o întârziere de vreo un an jumate, doi ani. Da. Cine știe de ce vă păzi Domnul să ne ajung eu atunci? Da. Pentru seara aceasta tot vreau să începem cu un cuvânt din Scripturi, și sper să nu vă deranjeze să ne ridicăm când citim din Biblie. O să citim psalmul 127 împreună. Și vă rog să, cum se spune la noi în Ardeal, să fim cu mintea la purtător când citim din Scripturi. Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzește. Degeaba vă sculați de dimineață și vă culcați târziu ca să mâncați o pâine câștigată cu durere, căci prea iubiților lui ele dă pâine ca în somn. Iată, fii sunt o moștenire de la Domnul, rodul pântecilor este o răsplată dată de el. Ca săgeți -le în mâna unui războinic, așa sunt fiii făcuți la tinerețe. Ferice de omul care își umple tolba de săgeți cu ei, căci ei nu vor rămâne de rușine când vor vorbi cu vrășmașii lor, la poartă. Amin. Haideți să ne reașezăm. Așa după cum am fost provocat în discuția cu păstorii dumneavoastră, pe perioada aceasta de trei zile, cât o să fiu aici împreună cu biserica, mai puțin mâine, când o să fiu împreună cu seminariștii nu? de la Colegiul Pleroma, pentru teologia slujirii pastorale o avem mâine, da? Uh, în seara aceasta, duminică dimineața și duminică seara, o să abordăm o serie de fapt legată de trei mesaje, trei seminarii pentru familie și uh, cuvântul cheie care mi-a fost dat a fost relație. Relație. Relația între soț și soție, relația între părinți și copii, relația între familie și uh, biserică. Practic am încercat să facem un tot unitar, să legăm ceva împreună în toate aceste trei mesaje. Tocmai de aceea o să începem în seara aceasta și nu mai contează pe unde ne oprim. Ne oprim unde ne convine și o luăm de acolo duminică dimineața. De asta nu am foarte mare stres până unde o să ajungem în seara asta cu uh, seminarul. Vreau să încep foarte încurajator uh, pentru voi și să vă dezamăgesc, adică Uh, pentru că eu nu cred că problemele din familie se rezolvă la o conferință pentru familii. Dacă ați venit să vă rezolvați problemele la trei seminarii, uh, ați înțeles greșit despre ce e vorba. Uh, problemele din familie se rezolvă prin decizie, prin maturizare, prin schimbarea obiceiurilor și a modului de viață, în final, schimbarea în bine în familie se rezolvă prin pocăință. Pe de altă parte, noi am vrea să schimbăm multe în casele noastre și mă gândesc că cei mai mulți am vrea să schimbăm câte ceva. Dar atunci când vrem să schimbăm câte ceva în familie, încercăm prin a-l determina pe celălalt să schimbe ceva. Și uităm un adevăr fundamental, că noi nu putem schimba pe nimeni. Doamnelor, vă rog, nu mai încercați să vă schimbați soții, că nu-i puteți. Doar o știți bine că ați încercat de atâta vreme. Dar nici invers. Nu pentru că sunt căpățânate, că știm noi cum sunt, ci pentru că noi nu avem tăria să schimbăm pe nimeni. Noi putem schimba o singură persoană, pe noi înșine. n -na au... A, -a. Bun, ideea se sintetizează așa. Frate drag, dumneata pot schimba o singură persoană. Pe matale. <laughs> okay. nu vrei să te schimbi. Bun. Vă <clears throat> dai seama că este cineva care vrea să te schimbe. Primul e Hristos și apoi nevasta. Uh, da. Și atunci, pornind de la acest adevăr fundamental, că noi nu ne putem schimba decât pe noi înșine, uh, vreau să înțelegem bine ce rost au totuși aceste seminarii și aceste seminarii sunt de mare importanță. Să nu credeți că dacă am zis că nu se rezolvă problemele în trei seminarii, ceea ce facem nu are sens. Pentru că, dragii mei, Domnul a instituit sau a creat două instituții fundamentale în care noi să ne găsim împlinirea. Și spirituală, și intelectuală, și relațională, și financiară, și uh, fizică, din toate punctele de vedere. Aceste două instituții divine sunt biserica... Și familia. Nu vi se pare că în ultimul timp direcția în care merge lumea este exact împotriva acestor două instituții fundamentale pe care Dumnezeu le-a creat? De ce? Pentru că ăsta e trendul. Asta e direcția. Dumnezeu trebuie scos de peste tot. Iar dacă Dumnezeu trebuie scos de peste tot, trebuie măturat tot ce miroase a Dumnezeu, tot ce seamănă a Dumnezeu, trebuie scos din societate. Astăzi, familia în lumea în care trăiți. În mod special în lumea vestică, nu mai înseamnă nimic. Sau dacă spui cuvântul familie, generația tânără, asta spălată bine pe creier în școli, pentru ei mergeți și vorbiți cu italieni să vedeți ce mai înseamnă familie. Sigur, nu vorbesc despre italieni conservatori, italienii care sunt creștini practicanți și care, slavă Domnului, încă sunt foarte mulți și știți bine. Și mă refer la acel italian care trăiește în urbă deja, care e rupt de Italia profundă creștină. Progresiștii aceștia au reușit să denatureze familia și o să înceapă să-ți definească familia cine știe cum, în orice fel. Familie mixtă, familie tradițională, familie din doi tați, familie din două mame, familie din, nu știu, mamă și mâță, nu știu, invente orice familie astăzi. Orice familie astăzi. De ce? Pentru că a trebuit deteriorat conceptul de familie, alterat conceptul de familie. Și deja a devenit o normalitate. Eu am zis de multe ori, la referendum, greșeala noastră în România a fost, noi am pierdut pe mâna noastră la referendum. Mă rog, am eu rezervele mele dacă, cum a fost cu numărătoare atunci, că vorba lui Stalin, nu contează cine votează, contează cine numără, nu? Dar să nu fac eu pe conspiraționistul, repet, măcar ca mare rezerve care a fost rezultatul la referendum, noi am greșit în retorica noastră, noi n-am fost pregătiți pentru război sociologic în țară. Pentru că puteam să votăm cine știe cum. Dar uitați-vă dumneavoastră unde am greșit noi. Ei au venit, așa și au zis, noi apărăm familia modernă, progresistă, liberă, iar voi o apărați pe cea. și noi am ieșit și am zis, nu, noi apărăm familia tradițională. Și în momentul ăla ni s-a părut că sună bine. Noi apărăm familia tradițională, am zis. Dar ce înseamnă familie tradițională? Spuneți-mi voi ce înseamnă familie tradițională. Și am intrat de fapt și noi afirmând apărăm familie tradițională, noi n-am făcut altceva decât am validat un alt tip de familie altfel decât cea pe care o apărăm noi. Noi trebuie să ieșim să zicem: Noi apărăm familia, punct, pentru că familia nu poate să fie decât de un singur fel. Orice altceva nu este familie. Ori, în momentul în care am zis: Noi apărăm familia tradițională, le-am dat apă la moară celorlalți. Dar trec peste, trec peste acest moment. Am vrut mai să vă spun cât de importante sunt asemenea întâlniri, și intenția mea, repet, nu este să dau foarte, foarte multe soluții, că nici nu, eu nu le am. Că și eu sunt un tată care mă zbat să fiu mai bun în fiecare zi. Sunt un soț care. deseori zic, așa mă bucur că nu-i nevastă mea cu mine la conferințe din familie, că cel puțin nu mă simt foarte prost când fac anumite afirmații. Uh, cum? Sper că nu, Mihela, dacă ești la închide. Ok. Uh, na. Mă cunoaște. Știa ce poartă în casă? După 31 de ani de căsătorie, vă dați seama. Mulți înainte, mulțumesc. Uh, apropo, uh, cea mai cu experiență familie de aici. Peste 30 de ani de căsătorie, cine-i? Cât, cât aveți? 31, ne-am măsurat odată. Noastră? Cât aveți? Să vă binecuvinteze Domnul. Uh, aș vrea să vedem totuși și cea mai uh, neexperimentată familie de aici. Cine este sub un an de căsătorie? Sub un an de căsătorie. Câte luni șoare? Din septembrie. Astfel de număr, cât o jumătate de an. E bine. Unde e soțul? Să vă binecuvinteze, Domnul. Altcineva sub un an? Sub doi ani? Sub doi ani? E singur? A, acolo. Okay. Voi sunteți material didactic un pic mai târziu. <coughs> uh, vedeți, uh, suntem diferiți, suntem în diferite etape din viață și fiecare etapă din viață are provocările ei într-un fel, în primii ani sunt anumite provocări. Începem, ne consolidăm puțin, trecem în în vara familiei, sunt alte provocări, apoi ajungem în toamna familiei, alte provocări, iar cei din iarna familiei au alte provocări. Bun, deci, așa cum am spus, am venit cu foarte multe întrebări, puține răspunsuri, dar la conferință cred că ăsta e cel mai important lucru, și anume să ne ajute să ne punem întrebările corecte și apoi să ne ajute Domnul să ne dea minte să găsim soluțiile. Pentru că n-am găsit două familii la fel. Eu n-am cum să vin cu foarte multe soluții pentru că nici nu se aplică la toți la fel. Când judec sau când încerc să ajut familii care trec prin circunstanțe grele, n-am găsit odată aceea soluție la două familii. Pentru că fiecare familie este unică. Fiecare om, fiecare femeie, fiecare bărbat, sunt unici, suntem unici. Din, Dintr-un anumit punct de vedere, de aici vine și valoarea familiei. Să știi că ești unic și mai ales să știi că Dumnezeu ți-a dat un unicat. Când te gândești la soția ta, cu care te-ai obișnuit, na? deja a devenit banal să fi căsătorit cu ea. E a ta, de când ai luat-o, da? Și rare ori te mai gândești că Dumnezeu ți-a dat un unicat. N-a fost, nu este și nu va mai fi niciodată o persoană ca ea. Dar la fel este soțul. N-a fost, nu este și nu va fi niciodată un bărbat ca el. Este o cinste pe care Dumnezeu ne-a dat-o să ne ofere un unicat lângă noi. Dar o să vorbim mai multe despre lucrurile acestea. Deci, familia, relație sau imitație? Nu vi s-a întâmplat sau numai mie mi s-a întâmplat vreodată să ne punem întrebarea sau să auzim întrebarea din partea celuilalt? Știu, poate într-un moment de criză, într-un moment de dezamăgire, că vorba aia, nu știu foarte multe lucruri despre voi, dar două lucruri sunt sigur despre oricare de aici. Unu, ați fost dezamăgiți și al doilea adevăr, voi ați dezamăgit. Asta e realitatea în care suntem. Și atunci, aflându-ne aflându în realitatea asta că și noi am fost dezamăgiți și noi am dezamăgit în jurul nostru, uh, nu vi s-a întâmplat vreodată să vi se pună o întrebare care să vă paralizeze? Pe mine m-a paralizat când am auzit-o și a sunat așa. Ce mai avem în comun în afară de... Și a urmat ceva. Ce mai avem în comun în afară de... Și mi-am dat seama că sunt multe lucruri pe care ar fi trebuit să le cultiv și să le am în comun și poate că n-am mai știut să le cultiv. Uneori pierd una, pierd alta, pierd alta. Știți care este cel mai des reproș pe care soțiile aflate în familii în criză le fac în prezența mea a păstorului, în momentul consilierii? Știți care sunt reproșurile pe care le fac soțului? De ce și-a abandonat rolul de preot al casei? Este una dintre cele mai frecvente reproșuri pe care le aud. Și atunci vine întrebarea asta. Ce mai avem în comun dacă viață spirituală nu mai avem? Ce mai avem în comun dacă viață, dacă viață financiară în comun nu mai avem? Fiecare cu cardurile lui, fiecare cu conturile lui. Da? Ce mai avem în comun dacă... Nu mai simt emoție, nu mai investesc emoție. Ce mai avem în comun dacă. Și urmează apoi multe lucruri care ar trebui să zidească relația și nu mai sunt acolo. Și atunci e greu să definești relația. Ce mai înseamnă relația noastră? Ce mai definește relația noastră? Că lipsesc atâtea de acolo. Sunt prea multe foi rupte din carte. Și astea trebuie puse înapoi dacă vrem într-adevăr să fie relație, pentru că Dumnezeu, mai mult decât o foaie, mai mult decât instituția familiei, Dumnezeu vrea relația familiei. O relație, nu o imitație. De multe ori suntem experți în a salva aparențele. Venim la biserică, uitați-vă, uitați -vă, ce frumos sunteți îmbrăcați. Da? Venim, salvăm aparențe, pe stradă. Dar când ajungem acasă, acolo lăsăm totul jos, ne dezarmăm și suntem așa cum suntem. Acolo suntem naturali. Acolo suntem noi înșine, unde nu trebuie să pozăm, unde nu trebuie să fim atenți. Acasă nu mai suntem atenți. Cum suntem, așa suntem. Cum se simt ceilalți? din casă în prezența mea. Când apar eu în casă, deschid ușa și intru în casă, ce se întâmplă în momentul acela cu cei prezenți acolo? Se ridică așa, sprind un tonus, dintr-o dată e veselie, dintr-o dată aprindeți barbecue, da? Sau o venit, o sosit. No, astăzi ce o mai fi? Aș din ce o să înceapă? Aș ce o să-mi reproșeze? Aș ce nu-i bine? Ce aduc cu mine acasă? Zice, vede mașina lui mama, o parcat, adună repede papuci, alinează i nu? ia cârpa, șterge geamul. Zice, toată lumea, armată, armată, nu e perfecționist acasă. Ce vine odată cu mine în casă? Se zidește în relație prin prezența mea? Sau pun presiune pe relațiile care ar trebui să fie în casă. Care sunt elementele care zidesc relația și ce anume distruge relația? În zilele acestea o să ne oprim la mai multe lucruri, sunt 10 pași pe care o să o urmărim în aceste 3 seminarii, plus o parte introductivă în seara aceasta. De aceea aș vrea să trec repede peste partea introductivă și să și facem unul sau doi pași chiar în seara aceasta. Uitându-mă așa după anii aceștia de pastorații, încercând să evaluez în general familia, familiile, am putut să identific cam trei tipuri de familie. Cam trei tipuri de familie. Acum, aș vrea să nu vă uitați pe fereastră, ci să vă uitați în oglindă legat de ceea ce o să spun de acum încolo, pentru că va fi un exercițiu, așa, de vreo 5 minute. Să vedem cam pe unde suntem noi cu familia noastră. Ce-am creat noi în anii aceștia sau în lunișoarele astea de familie? Primul, prima posibilitate este familia devenită insuportabilă. Familia sau căminul insuportabil. Căminul insuportabil este spațiul familial... Din care copiii abia așteaptă să evadeze. Și am întâlnit mulți copii care s-au căsătorit incorrect, au intrat ei în familii defectoase și au creat familii defectoase. De ce? Pentru că au zis abia așteptăm să evadăm din casa asta de. și găsiți voi un epitet gestionabil. Pentru că zice, n-a mai suportat atmosfera din casă. Atâta presiune, zice, atâta tensiune, lipsă de relație între tata și mama, un conflict permanent între părinți. S-a creat un mediu insuportabil. De fapt, este o familie insuportabilă. Familia insuportabilă este acea familie în care, cei doi mai sunt împreună numai de frica iadului. Nu că mai funcționează ceva acolo. Nu se despart să n-ajungă în iad. Că dacă am făcut un legământ și de morul după la capăt. Bun, e, e, lăudabil o asemenea atitudine. Să nu mă înțelegeți greșit. E lăudabil să duci legământul până la capăt. Dar nu e lăudabil ce am făcut din familie. Adică noi care avem toate șansele, și toate condițiile sunt îndeplinite să avem cele mai frumoase familii. Nu vă lipsește nimic. N-ați venit 17 km pe jos până la biserică în seara asta, așa? Și nici prea sălbuci nu vă văd. Ok? Vă întreb, dacă nu ne lipsește din punct de vedere material nimic. Slavă Domnului, sănătoși, cred că sunteți majoritatea dintre voi. Mai mult decât atât. Îl avem pe Hristos. Îl avem pe Hristos. Și avem viața veșnică. Ori, dacă avem toate acestea, vă întreb eu: ce ne lipsește, sau cu ce ne amăgește diavolul, să ne strice casa? Și sunt familii insuportabile pentru că partenerii au devenit insuportabili unul față de celălalt. Este o familie caracterizată permanent de tensiune, de un conflict mohnit. E suficient să apară celălalt și nici nu apucă să spună o silabă că urmează replica. Cunosc multe familii care și-au creat așa un șanț al gândirii și e suficient să deschide orice subiect se deschide. Și cu siguranță va merge spre conflict. Familia asta insuportabilă este un paradox. Pentru că dacă îi întreb, să și iubesc. Și zice, îi iubitul dușmanul meu de aproape. Că și dușman, că nu-l mai suport, dar nici mă, mi drag. Dar îmi vine să-i dau și e o tensiune de asta. Nici, nu, nici cu el, nici fără el nu-i bine. Când îl văd, mă fierbând. Când om, deja mă fierbând, da? Deja am replicile pregătite. Și nici nu știm să gestionăm bine conflictele, și deseori lăsăm conflictul să alunece foarte repede în scandal. Folosim uneori. E o virtute pentru noi să reușim să-l jignim cât mai tare pe celălalt. Pentru că, în neatenție spirituală, atenție: neatenție spirituală, nepregătire emoțională, relațională, fără educație. De familie, foarte repede familia poate să devină insuportabilă. Familia insuportabilă și-a înghițit visele de mult. Și-a pierdut visele de mult. Nu mai are obiective. Nu mai călătorește împreună. Nu mai are sensibilitate împreună. S-au pierdut acestea pe drum. Câte în stele și în lună nu ni s-au spus înainte de căsătorie? și câtă frustrare s-a adunat pentru că nimic din ce mi s-a promis n-a mai găsit în casă. Și știți ce frustrarea? E exact diferența dintre așteptare și realitate. Cu cât așteptările au fost mai mari, pentru că o știu să le pună, nu? Și așteptări mari. Și dintr-o dată, în, când numai în câteva lunișoare, după luna de așa, dintr-o dată realitatea a fost pe aici. Dar no, toată bucata asta, distanța asta între așteptări și realități, se numește frustrare. Ok? Asta e familia insuportabilă. Al doilea tip de familie pe care am observat-o este ceva, nu mai merge, cu tehnica, ajuți? Este familia irezistibilă. Familia irezistibilă este familia care tăiește din plin tot ceea ce poate să ofere familia. Este familia care mustește în primul rând a Dumnezeu. Este prezent Dumnezeu în casă. Este interesată, este, o, este prima biserică din care, în care eu mă hrănesc. Este prima biserică din care eu fac parte. Este familia în care îmi găsesc împlinirea și în care îl împlinesc pe celălalt este familia în care mă simt în siguranță și o să vorbesc imediat cum arată această familie rezistibilă, pentru că planul pentru familia aceasta irezistibilă nu e un plan inventat de noi, ci este tocmai planul divin, este proiectul divin pentru familie. Familia irezistibilă știe să se bucure, este liniștită, nu este marcată de tensiune permanentă, nu înseamnă că nu are provocări, știe să treacă prin provocări, nu se rănește. În familia irezistibilă, fiecare îl vede pe celălalt, îl ridică pe celălalt, îl încurajează pe celălalt, îl modelează pe celălalt, îl ajută la maturizarea celuilalt, este interesat de celălalt, nu este egoistă, nu este o atitudine egoistă în această familie. Este familia în care copiii se simt în siguranță, în care abia așteaptă să ajungă acasă și vin fără stres, în care nu e o problemă copilul vine lejer și își aruncă un pic gheozdanul și începe, vai, vulcanul că și-o arunca gheozdanul, nu știu pe unde. Dacă e stresat că și-o arunca gheozdanul, o să vezi tu că nu mai aruncă nimeni gheozdanul cu mâini. Și ești tu cu moșulica tău, te uiți unul la altul și vai, bine era când găseam ciorap murdar pe, nu pe supat, pe în bucătărie, pe acolo. Da? Ce fain era când găseam dimineața chiuveta cu plină de farfurii. s ai visat o viață întreagă să fie uh, uh, cuveta chiuveta dimineață curată. las o să plece și tot curat o să fie. O să vezi atunci. Ce bine când ești, o să cauți până dormitoarele goale, te dă plânsul atunci. Gol dormitorul ăsta, gol dormitorul la gol, unde ești? mă, că s-au căsătorit. Nu, no, familia irezistibilă este familia care știe să trăiască în prezent, într-un mod real, nu ideal. Într-un mod real. Dar, cele mai multe familii sunt din a treia posibilitate, și anume, este familia resemnată. Familia resemnată este familia cuprinsă de rutină. Nu se mai bucură de familie decât sporadic, din când în când își aduce aminte cât de frumoasă e soția lui, din când în când își aduce aminte ce bărbat bun e soțul, ce copii frumoși avem, ce copii inteligenți avem, ce frumoase spărtășile împreună, prea rar ne aducem aminte. Și ne-am lăsat doborâți de rutină. Din când în când ne trezim, și de cele mai multe ori trăim așa, din amintirile trecute. Ce fain a fost, dar poate va mai fi. Este familia resemnată care nu mai crede că va ajunge vreodată la împlinirea și bucuria pe care a avut-o cândva. Măcar că se poate! Se poate! Avem toate condițiile. Dar asta este familia resemnată. Haideți să ne oprim puțin la familia irezistibilă, pentru că familia aceasta pe care ne-o dorim până la urmă, că doar de -aia suntem aici în seara asta, cred, ne-o dorim, este familia, ceva nu mai funcționează bine, unde un... Nu, no, în spate, în spate, nu merge bine. Vrei să-ți dau telecomanda mea? Ceva s-a întâmplat. Tehnica asta. Ok, lasă așa. Dăm spatele meu. Ca să avem o familie irezistibilă, atunci trebuie să ne gândim ce a intenționat Dumnezeu de la familia noastră. Și nume, primul lucru pe care Dumnezeu l-a intenționat de la familia noastră, Dumnezeu a intenționat ca familia noastră să fie spațiul cel mai sfânt. Cel mai sfânt spațiu, și când mă refer la spațiu, nu mă refer la un spațiu fizic, ci mai mult relațional. Cel mai sfânt spațiu din viața ta nu trebuie să fie Biserica Emanuel. Da, e un spațiu sfânt, relații sfinte, trupul lui Hristos, trupul vizibil al lui Iisus Hristos, care e biserica locală. Dar cel mai sfânt spațiu trebuie să fie familia. Adică spațiu pus deoparte pentru Dumnezeu. Spațiu destinat anumitor scopuri exacte. Asta înseamnă sfânt. Sfânt nu înseamnă desăvârșit. Desăvârșit înseamnă, din punct de vedere a sfințeniei, doar Dumnezeu este sfânt desăvârșit. Apostolul Pavel zice, de exemplu în Corinteni, Sfinților din Corin, Sfinților din Roma. Și apoi scrie tot în Corinteni, chemați să fiți sfinți. Păi acum suntem sau nu suntem? În Filipenul pe aia scrie, noi n-am ajuns de să Deci, sfinți, dar nedesăvârșiți. Din punctul uman de vedere, sfânt nu înseamnă desăvârșit. Și trebuie să ne înarmăm cu mentalitatea asta. Noi nu ne-am căsătorit cu cineva desăvârșit. Ne-am căsătorit cu un om. Cu o persoană imperfectă. Ca noi. Ca noi. Și atunci, cel mai sfânt loc trebuie să fie familia. Ori dacă trebuie familia să fie cel mai sfânt loc, locul ăsta trebuie și sfințit. Trebuie sfințit trebuie protejat. Suntem învățați să protejăm cei valoros. Așa ne se spune, bă, cei valoros trebuie protejat. Oare de ce protejăm lucruri și de multe ori nu protejăm familie? Ce este mai de preț pentru noi decât familia? Cum să protejăm familia? Dați-mi voi să vă spun câteva lucruri. Eu încerc să fiu foarte practic în seara asta, foarte direct, după cum vedeți, și practic. Dragii mei, noi trebuie să creăm un spațiu de intimitate pentru familia noastră. Trebuie să punem niște garduri în jurul familiei noastre, garduri pe care nimeni, au zis nimeni, să nu le treacă. Nu prietenul nu înseamnă că nu avem musafir, nu înseamnă că nu putem să invităm o altă familie la masă, nu înseamnă că nu putem să ne simțim bine cu cineva și să avem așa niște. Atenție! Distanța de prietenie din momentul căsătoriei, dacă înainte de căsătorie a fost atât, prietenia după căsătorie trebuie să fie atât. Crește distanța, nu se apropie. Cel mai bun prieten nu e prietenul meu dinainte de căsătorie, îi soția. Cea mai bună prietenă nu i prietena dinainte de căsătorie, este soțul. Este în Nord America, nu, instituția asta uh, mai BFF, best friend forever, uh, cea mai bună prietenă pentru totdeauna. Am văzut familii nenorocite pentru că nu a știut să se oprească, nu a știut să pună gardul, și a început uh, doamna să vorbească cu cea mai bună prietena ei, lucruri care erau din interiorul gardului familiei despre soți, despre tensiune dintre ei, despre cine și până în dormitor și-o prietena. Și și-a nenorocit casa. Să nu cumva să vorbiți de bărbații voștri cu cineva. Ascultați-mă, vă rog bine. Să nu cumva, pe șantier, așa, lejer, da, nevastă mea, oameni buni, nu vă bateți joc de familie. Să vă feriască Domnul să vă scoateți în piață familia nici cu cele mai bune, nici cu alea rele. Nimeni nu se bucură de succesul familiei voastre. Stați liniștiți, bucurați voi în interior. Vreți să generați invidie? Ieșiți pe piață. Ieșiți pe piață. Mai aud și discuție genul ăsta de la femei. ce bă, zice, uite, bărbatul, ce o realizam, uite, eu o... De ce o putut, mă? Am eu, zice, am el. Nu, stai. Vai, șam, ciute de om, Știți ce înseamnă nu? Nu? Nu sunt bihoreni de europeici? aici. Un bihorian, unul. N-ați acolo nici un bihorian cu voi? Un bihorian, un minoritar de asta. Eu am, am învățat ce înseamnă tiutie când am luat green card de Bihor. Am fost păstor în Oradea pentru șapte ani zic că nu-mi dau green card de bihor numai dacă știu să zic chiute. Nu chiuche, chiute. Nu prea are sens cuvântul ăsta. Chiute înseamnă ceva de genul haide, duce te chiute, haide, chiute, știi? aduce, ea cheltuie. Nu. Uh, Lasă-mă să te las, știi? Ce vreau să vă spun. Și dacă nu sunteți mulțumite de soții dumneavoastră, nu scoateți în afară nemulțumirea. În momentul în care ați vorbit ceva și v-ați umilit în public soțul, vă rog, țineți minte, nu mă aud. Vă rog, țineți minte ce vă spune un bărbat. Nu mai aveți bărbat din momentul ăla. Din momentul ăla, în casă, aveți o plantă umblătoare, o legumă, o frunză de varză. Pentru că un bărbat umilit în public își pierde tot ce înseamnă masculinitate în el. Nu vorbiți cu nimeni. De bărbatul vostru. Dacă nu puteți zice ceva bun de el, nu ziceți nimic. Iar dacă nu aveți nimic bun ce să ziceți, inventați ceva, nu-i minciună. Cum? Bun. Deci, familia trebuie să fie spațiul cel mai sfânt. Doi. Ce-a intenționat Dumnezeu ca familia să fie rezistibilă? Familia trebuie să fie spațiul cel mai sigur. Cel mai sigur. De aceea pun mereu întrebarea, îmi pun eu întrebarea asta să mă evaluez pe mine. Unde mă simt cel mai în siguranță? Vreau să vă faceți un test. Uitați-vă bine la mine, opriți-vă și fiți onești cu dumneavoastră. Unde vă simțiți mai în siguranță să vă manifestați în libertatea voastră? Acasă sau la serviciu. Acasă sau la uh, cumpărături. Dacă nu te simți acasă într-un cel mai natural mediu, avem o problemă. Înseamnă că ceva ceva mustește acolo, ceva e după colț tot timpul. Ori, acasă trebuie să fie spațiu în care să mă întorc cu cea mai mare libertate. Când vin acasă, știu că ajung nu, nu la o casă. Ascultați-mă bine, acum. Nu la o casă mă întorc. Mă întorc acasă. Că sunt mulți care au casă, dar n-au acasă. Și poți să nai casă, dar să ai acasă. Ca să ai un spațiu de siguranță, înseamnă că tu trebuie să te simți acasă, când a intrat în casă. Să nu te simți tot timpul sau în defensivă, oare astăzi ce am de apărat, sau în ofensivă, mă duc să pun eu o regulă, mai hai să pun eu o regulă, o dată pe lună mă arăt eu cine e autoritatea în casă asta. Am întâlnit bărbați care au zis, mă, eu o dată pe lună fac cel ca Să știe cine e șeful. Mă, dar din ce? Nu contează, inventezi eu ceva. Nu vă supărați. O dată pe lună pot să ne norocesc casa. pot să ne norocesc casa. Mă simt, se simte, se simt ceilalți în siguranță în prezența mea? Puneți-vă, vă rog, întrebarea asta. În siguranță, în primul rând, trebuie să mă simt din punct de vedere spiritual și nu spun asta pentru că sunt o biserică. În siguranță trebuie să mă simt din punct de vedere spiritual și anume, acolo sunt oameni care aleargă spre aceeași destinație și destinația e cerul. Când destinația membrilor din casă nu mai e cerul, deja intrăm într-o zonă de nesiguranță, înseamnă că nu mai avem viață spirituală în comun. Începe să se rărească rugăciunea în casă, nu se mai citește împreună Scriptura, nu mai dăm socoteală de viața noastră, nu mai citim cărți care să ne aducă o înțelegere mai profundă a vieții spirituale. Nu mai postim împreună. Nu mai călătorim împreună. Sunt două drumuri paralele. Două drumuri paralele. Locuri de nesiguranță îmi aruncă familia aceea da? despre care vorbesc acum, da? Familia irezistibilă o aruncă în familie insuportabilă. Într-o familie resemnată, acum mutându-mă la familia aia așa, care supraviețuiește, să zic. Familia aceea resemnată, revin puțin da la slide-urile anterioare, dar nu trebuie să le mi miști. Familia aceea resemnată, din păcate, experimentează un fel de uh, divorțuri parțiale. Nu divorțează, dar nici Au multe lucruri care ar trebui să fie în comun și nu mai sunt. Ceea ce judecătorul spune când divorțează doi oameni, să nu cumva să credeți că atunci are loc divorțul. Nu, judecătorul divorțează pe oameni. Soțul și soția divorțează și merg să parafeze judecătorul. Și nu se întâmplă toate dintr-o dată. Auzim câteodată că s-a despărțit o familie. Păi deja mă sperie câte se întâmplă. Mă sperie cât de mult crește divorțul și la noi în biserici. Și auz așa câteodată, zice, bă, nu știu, dintr-o dată mă s-a întâmplat ceva cu ei. Dintr-o dată o divorț. Nu, 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 nu. În familie lucrurile nu se întâmplă dintr-o dată, ci lucrurile se clădesc progresiv Divorțul final este suma unor divorțuri parțiale. De exemplu, ca să înțelegeți cum e cu divorțurile astea parțiale. Astăzi trăim vremuri în care fiecare e cu cardul lui. Soțul are cardul lui, soția cardul ei, două conturi bancare. Vă întreb eu, cum mai putem să avem o viață financiară unitară? Când mai vorbim de bugetul familiei? Eventual zice, bă, tu plătești aia, eu plătesc aia. Și mergem așa pe două drumuri paralele, dar numai una. Și încet, încet se creează o breșă și apare așa numitul divorț financiar. Tu cu banii tăi, eu cu banii mei. Apoi urmează divorțul spiritual. Zice, mă, nu te-am prea văzut în ultimul timp rugându-te. A, eu mă rog în mașină mergând la serviciu. Eu mă rog, numai eu știu când mă rog. Că așa zice, și vine cu un argument de Așa zice domnul, că să nu știe stânga ce face dreapta și să tragi ușa după tine în cămăruță. Când nu mă vezi, mă rog. Serios? Dacă te-ai rugat, că nu te vede nimeni, te-ai rugat și cu ceilalți în casă. Dar când citești Scriptura, știi? Eu o ascult punând gresie. Ai, Doamne, ce fain sună sunetul ăsta. Stați, nu știți? O să aveți o sopranistă aici, biserica asta are viitor. Cum o cheamă? Emily. Ce nume românesc a spus. Direct în Italia. Emilia. Nu. Italiană. Nu? Via Emilia. Bun. Revenim. Um, divorț spiritual. Am întâlnit familii care au trăiesc un fel de divorț intim. Ascultați-mă. Bărbați măcinați, terminați, umiliți, care experimentează forme de divorț intim și se adună. Și se adună bucată cu bucată care nu mai funcționează. Iar ce zice judecătorul e numai o constatare la ceva ce de fapt, e în familie, de mult timp. Dar revenim. Deci, familia trebuie să fie spațiul cel mai sigur. Apoi, familia trebuie să fie locul împlinirii noastre. Dacă nu mă simt cel mai împlinit în familie, ci în altă parte, am o problemă serioasă. Dacă bucuria mea mai mare este în altă parte decât în familie, oriunde e locul ăla, am o problemă serioasă. Dar când spun asta, instinctual știți ce facem noi. Celălalt nu face nimic ca să mă împlinească pe mine. Când spunem că familia trebuie să fie spațiul împlinirii. Întrebarea corectă nu este ce face celălalt să mă împlinească pe mine, ci întrebarea corectă trebuie să fie: oare împlinesc eu nevoile celuilalt? Cum este soția mea împlinită din punct de vedere emoțional în prezența mea? Spiritual în prezența mea? Financiar. Adică poate să mai meargă la mol din când în când? De două ori pe săptămână? Nu? Îi soția mea are o moluscă. Nu știți ce e moluscă, nu? E soția care merge la mol și te uscă. Da, glumim acum că vorba aia. Noi avem, noi avem, un concept la conferințe de familie. Și că adevărurile grele se spun în glumă că altfel îți greu de măcinat. Da, dar este oare familia spațiul împlinirii mele? Unde îmi simt bucuria cea mai mare? Sunt întrebări pe care ar trebui să le punem cu onestitate. Este apoi... Nu, trebuie să schimb computerul ăla. Faceți o colectă, cumpărați un computer cum trebuie la omul ăla. Să chinui acolo. Uh, cum? o telecomandă mai bună. Na, facem cu telecomezi mai bune, fraților. Hai să vedem dacă e mai bună. Poate ceva comandă pe acolo ai dat tu. Ai cam luat un așmechere de profesor. Bun, revenim. Ok? Mai înainte am mers. Mă, voi v-ați învățat să nu ascultați acolo nimic. Nu se poate, asta merge la 50 de metri, ceva comandă, nu-i cum trebuie acolo. Oh. A, nu face contact cablul ăla. Bun. Familia, în mintea lui Dumnezeu, când a creat-o, a fost spațiul formării noastre. Formarea noastră, inclusiv din punct de vedere spiritual, nu începe la biserică. Nu Biserica Emanuel e responsabilă de formarea voastră și Biserica. Dar noi trebuie să ne formăm acasă. Știți de ce? Pentru că una dintre cele mai importante misiuni pe care Dumnezeu ni le-a dat din punct de vedere, așa, în mod reciproc, este ca prin soț, ascultă-mă bine ce spun acum, prin soț, soția să devină ce Dumnezeu intenționează ca ea să devină. Și prin soție, soțul să devină ce Dumnezeu intenționează ca el să devină. Cu alte cuvinte, Dumnezeu ne folosește în mod reciproc să șlefuiască, să cioplească uneori în noi ce trebuie cioplit și ce păstorii nu pot face, ce acasă se poate face numai. Caracterul se șlefuiește cel mai bine acasă, nu la serviciu și în biserică. Repeziciunea se șlefuiește acasă, nu la biserică. Iuțimia acasă, zgârcenia acasă, neîncrederea acasă, bârfa acasă. Acolo se șlefuiesc lucrurile, nu la biserică. Aici suntem atenționați. Dar acasă ne folosește Dumnezeu pe unul pentru celălalt. De aceea familia trebuie să fie locul formării. Apoi, mișcă ceva la cablola. Familia trebuie să fie spațiul slujirii și cu aceasta închei ca proiect divin, astfel încât familia noastră să fie irezistibilă. Vă rog să vă uitați puțin la imaginea asta. Oare nu în ceea ce înseamnă și ce face celălalt, în ceea ce însemn eu în casă la mine, sunt un factor care duce înspre asta, imaginea asta? Creez eu o realitate de genul ăsta acasă la mine? Sau ce aduc? Ce aduc eu? Care este formula biblică pentru ca să se întâmple lucrul ăsta? Formula biblică să se întâmple lucrul ăsta le o găsim în Geneza, în capitolul 2, versetele 18 la 23. Și sunt acolo patru mandate pe care fiecare dintre noi trebuie să și le asume. Patru mandate găsim acolo. Primul mandat al căsătoriei, haideți să ne uităm Geneza, capitolul 2, versetul 18, cine îl citește? Geneza 2, 18. Mulțumesc. Domnul Dumnezeu a zis. Nu este bine ca omul să fie singur. Deci, primul mandat al căsătoriei este compania. Nu este bine ca omul să fie singur. E groaznică singurătatea așa. Unii dintre voi ați experimentat-o pentru că știu cazuri în care unii au trebuit să vină aici, alții au rămas acolo până când v-ați adunat din nou. Toți am experimentat singurătatea înainte de căsătorie. Vă spun ceva, dacă n-ar fi fost dureroasă singurătatea, nu ne-am fi căsătorit. Ne-am căsătorit pentru că singurătatea nu e bună. Dar vă spun ceva și mai rău, decât singurătatea de dinainte de căsătorie. Mai rea decât singurătatea aceea este singurătatea în doi. Să fii însurat și să fii singur, să fii măritată și să te simți singură. Să stai la masă cu el și să simți că e departe. Să stai în casă cu ea și să simți că nu-i cu tine e groznic să creezi singurătate în casă. Să nu fii prezent acolo. Să nu fii cu interes, cu empatie, cu simpatie acolo în casă. E groaznic să simți pe celălalt la ani lumină distanță și să fii singur în casă, căsătorit fiind. Al doilea mandat, tot din capitolul 18, Domnul Dumnezeu a zis: Nu este bine ca omul să fie singur. Am să-i fac un ajutor. Asta înseamnă că fiecare dintre noi avem vulnerabilități. Bărbatul are vulnerabilitățile lui, femeia are vulnerabilitățile ei și nu avem cum să răzbim dacă nu ne completăm. Aici este una dintre tainele maturității de care e nevoie în familie. Pentru că noi spunem așa în încăpățânarea și deșteptăciunea noastră. Dacă ar gândi ca mine ce bine ar fi în casa și mă gândește altfel, mă zice. Numai nu pricepe ce spun eu, mă. Tot pe dos Știi ce înseamnă acest pedos? Pedos înseamnă că, de fapt, unde nu ești tu ea și unde nu ești tu el. Că dacă am fi la fel, uite, numai de cap am fi. Dar unde nu ești tu ea și unde nu e ea, ești tu. Și noi trebuie să cooperăm pentru că avem nevoie să ne ajutăm în vulnerabilitățile noastre. Apostolul Pavel în Corinteni vorbește despre vulnerabilități extrem de fine. Extrem de fine. În capitolul 7, de exemplu, că suntem la o conferință de familie și trebuie să spunem lucruri de familie aici, chiar dacă sunt și necăsătoriți, ăștia nu se mai căsătoresc altul după conferința de astăzi, gata, ăștia rămân fete nemăritate pe aici, ficiori ninsurați traumatizați o să plece iarăsta, asta, nu așa? Uh, uh, Apostol Pavel vorbește în Corinteni, capitolul 7, despre o vulnerabilitate a bărbatului, de exemplu. În primele șase versete, când vorbește acolo să nu vă despărțiți pentru multă vreme, acolo la bărbat se referă. De ce? Pentru că el are niște vulnerabilități și soțiile care nu pricep vulnerabilitățile astea, îi chinuie de zăpăcesc de cap. Unele și profită de asta. Știu ce putere au. Pe de altă parte, Pavel folosește cealaltă vulnerabilitate în capitolul 11, unde se referă în mod special la autoritate. Deci, bărbatul are o vulnerabilitate, femeia are o altă vulnerabilitate. Iar când Domnul a făcut familia, a făcut-o să coopereze. Cum? Numai soția va putea să împlinească vulnerabil sau să acopere vulnerabilitatea mea. Și numai soțul, poate să împlinească și să protejeze familie, soția în vulnerabilitatea ei. Ce înseamnă asta? Cooperare. Știți cum să zice? Până eu făcut-o pe Eva, Adam nu a fost complet. După ce a făcut-o pe Eva, a fost terminat. Al treilea mandat al căsătoriei, nu este bine ca omul să fie singur, am să-i fac un ajutor, dar nu oricum! Un ajutor potrivit, pentru că ei trebuiau să se completeze. În familie, atenția, cum vă spun, un adevăr, și dacă nu țineți minte nimic din ce ați spus până acum, chiar că sunt chiar obosit la ora asta și uh, nu am coerența care, pe care trebuie să o am, uh, în familie noi nu suntem chemați să concurăm. Și să ne completăm. Spune, deci, cum poate într-o familie soțul și soția să concureze? E groasnic. Am Cunosc atâtea familii care n-au reușit să-și regleze. Dacă nu există o relație strânsă între soț și soție, este foarte ușor să intre în competiție. Cine domină? Cine domină în casă? Asta e cea mai frecventă competiție pe care am găsit-o în familie. Și când își pune unul un cap că el trebuie să domine, ea trebuie să domine, îi în stare să calce pe cadavre. Este o gândire machiavelică. Că eu trebuie să ies deasupra întotdeauna. E o competiție că n-am cum să ies pe locul doi. Nu pot să accept asta. Și atunci intră competiția între soț și soție. În momentul ăla vă spun, relația a luat foc. Dacă nu mergi pe o mână ca soț și soție, și intri în competiție și nu știi să te completezi de fapt, să nu-l vezi pe celălalt ca pe un concurent al tău, ci ca pe un partener al tău, trăgând împreună, deja avem mari probleme acolo. Și al patrulea mandat pe care îl găsim, în versetul 18, 23, atunci Adam a zis. Pentru că al patrulea mandat al familiei este comunicarea. O să vorbim despre comunicare mai mult duminică dimineața sau poate prindem ceva și în seara asta, măcar că deja aproape s-a dus timpul. Al patrulea mandat al familiei este comunicarea. Nu există relație fără comunicare. Pentru că, dragi bărbați, uitați-vă bine la mine. Aici avem noi o problemă și o să insist mult pe asta când o să vorbim despre comunicare. Pentru noi, ca bărbați, cu mintea noastră masculină, a comunica înseamnă a informa pe celălalt. Noi transmitem o informație și zicem, noi comunicăm. Pentru femei, comunicare înseamnă altceva. Nu înseamnă neapărat comunicare. Pentru femei, comunicarea este relație, e scop în sine. Se zidește, că o femeie comunică cu inima, nu cu mintea. Noi comunicăm cu mintea și noi de aceea întotdeauna trebuie să ajungem la o concluzie. Și noi zicem, bărbații, vorbim, da, aducem datele astea. Sunt în plataia ne-am dus acolo. Deci, și la noi comunicarea întotdeauna se termină cu deci. Putem sau nu putem? Merge sau nu mergem? Face sau nu facem? Deci. Pentru că noi punem ecuații împreună bazate pe niște informații. Femeile, Trâncănesc, nes, frate, D 20 de femei sunt împreună. Toate vorbesc deodată. Pentru că ele da, zidesc relații. Nu le interesează ce zice celălalt. Pentru că curb, femeia gândește cu voce tare. Și atunci ea își pune inima pe masă și vorbește. Zicea cineva, dacă sunt 20 de femei la masă, vorbesc toate 20 de deodată, la sfârșit, ele n ajung la deci, ele nu au nevoie de o, de o, concluzie, da? ele s-au bucurat de procesul comunicării, dar la sfârșit fiecare știe tot ce zice zis ceilalți 19. Da. Era să zic o glumă nesărată acum. Mai bine tac. Pentru că mi-e mintea la cap să știu ce să zic. Bun. Acestea sunt mandatele pe care Dumnezeu le-a dat fiecăruia dintre noi pentru a zidi spațiul. Care spațiu? Poți să dai patru slide-uri repede mai în față? Oricum telecomanda mea nu lucrează. Ai temă de casă până mâine. Nu în spate, nu te duci în unde te duci. Invers. În spate, în spate. Uai, ce ai sărit acolo? Adică înapoi. Nem beseli modion. Mai în spate, mai, mai, mai. Încă unul ca să se creeze acest spațiu intenționat de Dumnezeu, trebuie să urmărim cele patru mandate pe care le-am spus și astfel familia noastră va deveni irezistibilă. Irezistibilă. Se poate? Da. Da, se poate. Și acum mergem repede în față. Dacă nu-mi dai tehnică, n-am ce face. M-aș duce încă un slide, aici. Și atunci suntem chemați să zidim relația. Un principiu fundamental, vă rog să rețineți, relația nu se zidește de la sine. Mai mult, relația nu se menține de la sine. Zice, mă, nu știu, nu știu de ce s a stricat, mă, că n-am făcut nimic. De aia s a stricat. Când nu facem nimic, legea a doua termodinaj, legea entropiei, când nu facem nimic, lucrurile se strică. Știți bine că aveți casă în Dorhoi. Să mergeți în concediu în România. Ce, neva să plecăm în concediu. Dar ce să pachete? salopeta? Cum mergem în concediu? Da, avem de reparat la casă. Păi ce să reparăm la casă că e nouă? N-am strâns, n-am mâncat pizza aici numai de aia cu sox de roșii, cea mai ieftină, de ce? Să ne facem casa în Dorohoi. Mergem în concediu și crăpată. Și stăm în vacanță o lună și reparăm casa. Și venim rupți din România, din concediu, să zicem, nu, acum ne trebuie un concediu după... Nu? Pentru că lucrurile lăsate de la sine se strică. Și casa, și relația. De aceea, relația trebuie zidită, nu doar păstrată. Dacă nu investești, se duce în jos. Cum trebuie să zidim această relație? Și de aici o să mă opresc la câțiva pași pe care să-i urmăm. O să văd dacă probabil o să mă opresc la primul dintre ele în seara asta, imediat trebuie să încheiem. Ajută-mă puțin. Primul pas. Dacă vrem o relație bună, dacă vrem să știm cum să investim, ce să investim în celălalt, ce să investim în familie, nu merge numai așa de la sine. Trebuie să-l cunoaștem pe celălalt. Mă fac puțin vulnerabil chiar dacă a spus online conferința și era mult mai confortabil dacă nu era online, pentru că puteam să vă spun mult mai multe dar nici să te cunoască tot internetul, nu-i bine? Uh, vreau să vă spun o greșeală pe care eu am făcut-o. Eu n-am avut harul să fiu necăsătorit sau proaspăt căsătorit într-o epocă în care să se facă conferințe de familie. N-a făcut nimeni cu mine nici consiliere premaritală. Eu acum nu cunun dacă nu se trece prin procesul de consiliere premaritală care înseamnă nouă ședințe a câte o oră. Și știți cu ce impresie am intrat eu? Vă rog să nu, vă judec, să nu mă judecați, să promiteți încă nu vă bate joc de mine. Promiteți? Eu am crezut că persoana cu care mă căstoresc, Mihaela, gândește ca mine, visează ca mine, funcționează ca mine, îi place ce îmi place mie, dorește ce doresc eu, se exprimă cum exprim eu, vorbește cum vorbesc eu, se supără pe ce mă supăr eu, se bucură de ce mă bucur eu. Și nimic din toate astea nu era adevărat. Pentru că m-am căsătorit cu o persoană absolut diferită decât mine. An de zile a trebuit să mă dau cu capul de pereți, să înțeleg de ce e altfel? La un moment dat până acolo m-am dus în gând, am crezut că e defectă. Dar nu mai poți returna, că dacă sătorie nu vine cu poliță de asta de returnare. Gata? Și am zis, mă, eu defect. Ia? Pentru că n-am știut că e altfel. Nici din punct de vedere spiritual, nici din punct de vedere fizic nici din punct de vedere emoțional. Mă enervau emoțiile ei. Și atunci mi-am dat seama, după ani de zile pe care i-am aruncat pe fereastră, bun, acum să nu credeți că a fost un dezastru, chiar am avut și am o familie frumoasă, dar îmi dau seama cât de frumoasă putea să, cât, cu cât mai frumoasă putea să fie dacă avem o țură din minte mai repede, mai repede. Și totul pornește de la nevoile fundamentale pe care ea le are, nevoile fundamentale pe care el le are. Și noi gândim că ele este ca noi, noi ne cunoaștem nevoile noastre fundamentale. Și noi încercăm să răspundem lor, cum? Nevoilor noastre. Greșit. Care e prima nevoie pe care o femeie o are? E prima nevoie pe care femeia o are e de afecțiune. O femeie trăiește dacă iubită. Toate femeile au zis? Niciuna nu a crezut în ce am zis. Nu vei fi frică. Acum era momentul să ziceți. a zătat. Ce să vă fac? Prima nevoie a femeii este să fie iubită. Credeți că degeaba Apostolul Pavel, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, nu că o știut el, a zis așa, bărbaților, iubiți-vă nevestele. Asta e prima nevoie a lor. Și sigur, se pune întrebarea de ce femeile nu trebuie să-și bărbații? Ba da! Dar ele n-au o problemă în a exprima dragostea. Noi avem o problemă în a exprima dragostea. Avem impresia că ne pică așa din masculinitate dacă le arătăm dragostea noastră. Ne pică stelele masculului din noi. Cum să arătăm, mă? Să arătăm noi că ca, vedem ca pe o slăbiciune să arătăm dragoste. De ce? Pe așa a făcut și tata. Păi pe cei mai mulți pe care îi întreb în, la Consiliul primaritală cum și-a exprimat, cum și -a exprimat taică o afecțiunea față de maică ta? Zice, dar cum să-și exprime? Eu mm. mm. zic vreodată că o iubești. Mm. Nu. O o odată în fața voastră. Doamne, zice. Doamne. Măi, eu dus o floare, mă. În docosât. Uh, vedeți? Multe lucruri vin și de la, din normalitatea în care am crescut noi. Ce am văzut noi la părinți, reproducem fără să ne dăm seama. Dacă tata n-a arătat niciodată la fel voi face și eu. Dacă mama nu a arătat niciodată dragoste, nu și-a pupat copiii, sunt femei, pe o femeie, m-au fost greu, într-adevăr, a fost greu. Și asta i făcut pe oameni un pic mai reci. Dar dacă nu și-a arătat dragoste, așa va fi și fata. Așa va fi și fata. Sau are șanse mari să fie așa. Pentru că cea mai mare nevoie, prima și cea mai mare nevoie, de care o femeie are nevoie. Este de dragoste. Noi nu știm să le exprimăm dragostea, să ne arătăm dragostea. Apropo, este cartea asta pe care vă recomand. Sper că ați citit-o mai mulți dintre voi. The Five Language of Love. Sau e, e și tradusă, nu știu, în limba română, e cele cinci limbaje ale dragostei, Chapman. În italiană, nu știu dacă e tradusă. Comparație excepțională. Ne, va, ne învață cum putem să. Cum putem să arătăm într-un mod absolut inventiv, simplu, plăcut, normal, dragostea? Noi ne scremem să arătăm dragostea cumva și nu ne iese. Ei, cu lucruri mici, cu lucruri banale, vocabular, atitudine, atenție, prezență, chestii mărunte, cruz pe Mediterana, o chestie banală, faceți ceva. Mișcați ceva. Nu așa? Pentru că prima nevoie fundamentală a soției îi să se asigure că e iubită. Când îți iubești, de fapt, cred din toată inima. Cel mai mare dar pe care poți să-l faci copilului tău, dragul meu tată, cel mai mare dar pe care poți să-l faci copilului tău nu e un BMW când faci 18 ani. Cel mai mare dar e să l iubești mama, când ai iubit mama, copilul la crește altfel. O mamă iubită e altceva. E altceva. E căldura în casă. A doua nevoie fundamentală a soției, după dragoste, este de comunicare. De comunicare. O femeie cu care soțul nu vorbește se simte pedepsită. Pentru că comunicarea pentru soție o recompensă. Înseamnă că ești acolo, înseamnă că ea există pentru tine, ești tu și ea. Dacă îmi vorbesc de comunicare, vorbesc de comunicare, fără telecomandă, fără telefon, fără meci. Tu și ea. Comunicare. Ea are nevoie. Repet, o femeie cu care noi nu vorbim se simte pedepsită. Știți cum ni s-a descoperit Dumnezeu? nu prin imagine, prin cuvânt. Este natura divină să folosim cuvântul. Bun, o să vedem, noi oricum comunicăm ceva, că vrem, că nu vrem. Putem să comunicăm respingere? E tot o comunicare. Dar ce bine este să comunicăm intenționat ceva. Bine, nici când soția nu mai comunică cu tine, nu-i bine. Ai fi sigur. Bun, Trecem la treia nevoie fundamentală. A treia nevoie fundamentală a soției este de leadership, de conducere. Veți spune cum? E o nevoie să conducă ea? No, 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 no. Nu, 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 nu. Nu, ascultați-mă. Prin creație, Dumnezeu a pus în noi niște abilități și un mod de a fi. O femeie împlinită, vă rog să-mi confirmați sau aveți curajul să mă tăiați? O femeie în adâncul feminității ei este împlinită dacă lângă ea are un bărbat care știe încotro duce casa. Care știe să fie lider, care are inițiativă, care își trage casa din punct de vedere spiritual după el, financiar, are vise, are planuri, are strategii, îi activ, îi prezent, ăla bărbat, nu care rupe masa cu pumnul și ce căbăi, ești bărbat aici. Săracul de el. Nu, ai slăbiciune. Bărbat e cel care știe să-și conducă casa cu înțelepciune. La un bărbat care i-a rămas numai mușchiul brațului, nu i-a rămas nimic decât eșec. Pentru că adevăratul bărbat își conduce casa, iar femeia, în adâncul feminității ei, Tânjește după un asemenea bărbat puternic. Și a, patrulea mandat, a patra nevoie fundamentală a soției este de siguranță și stabilitate. Să ne norocește o femeie, spune ei, în două săptămâni ne mutăm. Pentru că femeia are nevoie să se simtă așezată undeva, să fie stabilă undeva. Deci siguranță și stabilitate. Asta soțul trebuie să o creeze. Dar repet, obsesiv oameni buni, nu pentru că sunt păstor, nu pentru că sunt în biserică. Prima stabilitate pe care soțul trebuie să o aducă este de ordin spiritual. O să vedem ce rol are tata, soțul ca preot, care creează mediul acela de siguranță duhovnicească în casă. Acolo se așează liniștea, acolo se așează încrederea, acolo se zidește relația. Și asta o face soțul, înțelegând nevoia soției ei. Și o să încheiem seara aceasta cunoscându-ne partenerul, uitându-ne la nevoile fundamentale ale soțului acum. Prima nevoie fundamentală pe care soții voștri o au este de respect. Dacă pentru voi este de dragoste, pentru ei este de respect. De aceea, și voi zice soțiilor, ascultați de bărbații voștri. respectați pe bărbații voștri. Un bărbat nerespectat este ciung, își șchiop. Nu poate merge pe picioarele lui. Masculin, forța masculină vine din faptul. Ajutorul potrivit pe care Dumnezeu l-a dat îi arată respect. Vă rog din suflet: dacă vreți să vă nenorociți, bărbați, și v-a spus asta în cap, vă dau eu acum formula. umiliți o odată în public și ați terminat. I ați terminat. Respectați-vă soții. Pentru că faceți cea mai bună variantă din care poți să fie. O să vă iubească de. O, numai dragoste să curgă din voi ca dintr-o sită spartă. A doua nevoie a soțului este de apreciere. Apreciere. De unde vine nevoia asta de apreciere? Nevoia de apreciere vine din faptul că Dumnezeu, care nu ne-a făcut mai bun sau mai răi, ne-a făcut diferiți. Le-a făcut pe soții mai responsabili decât pe noi în dreptul casei. Hai să vă dau un exemplu o soție se trezește, face sandvișuri la copii, mă aspiră, bagă hainele în mașina de spălat, îi duce la școală, vine, face mâncarea, calcă, face și câteva ore de lucru cât timp mai e la așa, vine repede acasă se... și, și ascultați-mă, nevastă mi le-a făcut astea și când i-am zis mulțumesc și când nu i-am zis. Nu s-o prind niciodată să le facă. Eu am o viață groaznică în perioada asta. Uneori, atât apuc să zic. Să nu cumva să faceți, eu zbun de gură să-i le spun la alții ce să facă. Să nu faceți ce, ce fac eu. Iată, te zic, am o jumătate de oră, trec pe casă, urmează să am șapte programe. Într-o jumătate de oră am șapte cămeși și la mine e mașină, în spate e dulap așa. Uneori zic mulțumesc, alteori nu. Dar dacă odată nu mă apreciază Mihaela pentru ce fac eu pe lângă casă, vă spun, adoră, nu fac greșeala să se întâmple. Soțul nu face ce nu-i apreciat, dar soțul va continua să facă atunci când aveți ochi pentru ceea ce face și îl apreciați. Așa suntem noi. Nu. No. A treia nevoie fundamentală a soțului, pe lângă apreciere, este de intimitate. De intimitate, de relații intime. Acum, de ce aduc subiectul ăsta în discuție? Măcar că îl aduc cu mare discreție și o să vedeți că nu se simte nimeni ofensat de el. Așa trebuie să-l abordăm. Mi se pare corect. Suntem diferiți. Dacă soția nu înțelege nevoia asta și îl tratează pe soți. La nivelul la care simte ea nevoia relațiilor intime, îl voi chinui pe soțul meu, el fac praf. Și ca păstor, eu am lucrat cu mulți bărbați care, repet, erau ca niște plante umblătoare. Umiliți la nivelul ăsta. Umiliți la nivelul ăsta. Pentru că Dumnezeu a pus diferit în noi nevoia asta. Și o să vorbim și despre asta, să vedem, da poate duminică dimineața nu-i cazul, nici duminică seara, când am vorbi fraților despre asta? Ha? Aveam o chestie în mă cu astea. Auzi, lăsați-vă coptii acasă, duminică seara. Nu, no, că nu avem, repet, nu vorbesc chestiuni indiscrete, dar sunt niște realități pe care nu putem să le negăm. Degeaba tu băgăm capul nisip ca struțul. Și trebuie să le tratăm cu mare demnitate și mai ales din punct de vedere biblic. Pentru că este o nevoie, este chiar o vulnerabilitate. Și atenție că vulnerabilitatea asta poate să fie foarte periculoasă. Și o a patra nevoie fundamentală a soțului este de... liniște. v am zis, dă cuvânt, Doamne. dă cuvânt, Doamne. Nevoia asta de liniște îi neînțeleasă de către dumneavoastră. Când vine chiuche de la lucru și se așează în fotoliu și zice, nevastă, dăm un ceai și stă. Nu-i nici că-i leneș, nici că-i comod, nici că-i incapabil. E bărbat. Și noi avem nevoie să ne liniștim. noi acolo ne încărcăm, ne băgăm în prize ca mașinile electrice. Avem nevoie să vorbim cu noi. În liniște, noi vorbim cu noi și ne punem ordine. Un, un bărbat fără ordine în minte, ok? O ia rasna. Noi ca să ne punem ordine în minte, pentru că nu putem să facem două lucruri, dată să și vorbim cu voi și să ne punem ordine în minte, noi trebuie să tăcem. La fel și dumneavoastră. Uneori, că nu găsim spațiul ăsta, ce zice bărbatul? Mă duc la pescuit. Da. Când bărbatul va zice, mă duc la pescuit, țineți minte, nu-i despre pești. Peștiți la. Ce aveți aici? La Mercato. Da? E despre liniște. Acum, nu toată ziua. Nu toată ziua. Dar nu-i întrerupeți. Uneori mi se întâmplă așa să-mi iau momente ale de liniște, dar chestia asta sunt instinctuale, nu ni le propunem, mi le vin. Ne așezăm în fotoliu și stăm puțin cu noi înșine. Trece Mihai la pe lângă mine și mă întreabă la ce te gândești? Eu zic că nu mă gândesc la nimic. Nu, nu, nu. Nu poți să-mi spui? Nu, chiar nu mă gândesc la nimic. Îi... Și, atenție, pentru ele e imposibil să nu gândească. Și ele n-au cum să înțeleagă că noi nu gândim. Deci, bărbații au o capacitate extraordinară de a nu gândi. Îi o capacitate. Voi nu aveți. De ce? Noi ne oprim din tot, ne clădim informația de peste zi în cutiuțe, că numai așa putem noi. La noi trebuie să fie rafturi, tot noi punem acolo, indexăm toată informația, dar asta nu se poate face decât în liniște, în ordine. Uitați-vă, bărbații nu pot să facă două lucruri deodată. Sper că ați observat asta. Și când mergem cu mașina, de exemplu, dacă dăm manșalier, noi oprim radio, că nu putem să-și ascultăm și să mergem în spate. Nu, și nu e că suntem mai incapabili, sau spuneți-ne cum vreți, dar așa suntem noi, da? Orice, dacă trebuie să facem un lucru, le punem pe toate celelalte în pauză. Nu suntem multitasking cum sunteți dumneavoastră. Și atunci, de aceea bărbatul are nevoie de liniște. Vă rog din suflet, oferiți-le spațiul ăsta al liniștii. Că-i 5 minute, că-i 10 minute, că 15 minute. Nu-l desconsiderați, nu-l certați. La ce te gândești? La nimic, nu imposibil. Îmi ascunzi ceva acum dacă nu te gândești, dacă nu îmi spui la ce te gândești. Da? este geniu masculin de a nu gândi. Uh, da, erau mai multe lucruri, dar mă opresc aici în seara asta, deja am depășit oricum timpul. Uh, sper că nu v-am plictisit enorm de mult în seara asta cu toată oboseala. Uh, o să continuăm uh, duminică dimineața, o să continuăm și duminică seara. Ăsta e numai pasul 1, mai avem încă 9. Uh, ca să zidim relația. Ca să zidim relația. Să ne ajute Domnul să nu mergem doar informații. Am spus că n-am venit cu multe soluții, dar am venit cu multe întrebări. Mă rog, Domnului, ca Duhului Dumnezeu să ne ajute să continuăm să ne punem întrebările, dar cele serioase. De exemplu, ce înseamnă prezența mea în casă? Ce aduc odată cu mine când deschid ușa? Cum sunt ceilalți când apar eu acolo? Și multe alte întrebări pe care putem să ne le punem. Mă opresc aici, Domnul, să binecuvinteze toate familiile din Biserica Emanuel. Amin, nu sunteți convinși, eu chiar cred asta. Să binecuvinteze soții, soțiile, copiii. Să binecuvinteze familiile în criză care n-au venit pentru că nu mai cred că se poate face ceva. De obicei, familiile în criză nu vin la conferințe de astea. Sau familiile care nu mai cred că se poate face ceva, vedeți, cel mai bun lucru pe care putem să-l facem pentru o familie în criză este să ne rugăm pentru ei și să le inspirăm speranță. Când am reușit să dăm speranță, am reușit să facem ceva. De aceea, gândul meu pentru oricare de aici, chiar dacă poate sunt familii în criză sau cunoașteți o familie de prieteni, că de obicei niște familii de prieteni au probleme, transmiteți-le speranță. Se poate. Se poate. Dumnezeu vrea să ne schimbe. Poate să ne schimbe și să facă din familii noastre cele mai frumoase familii. Așa să ne ajute Domnul. Amen.